Bine ați venit sau revenit pe acest canal de YouTube. Numele meu este Andreea și în video de astăzi o să croșetăm împreună motanul noir, adică partenerul buburuzei. Bun, dragile mele, și dacă doriți să lucrați acest minunat proiect alături de mine, o să aveți nevoie de următoarele lucruri. Ață de culoarea neagră, culoarea pielii, galben, două cercuri din acelea pentru chei, cum v-am arătat și la păpușica buburuza, o să aveți nevoie de un clopoțel din acesta pentru pus la gât și de carton sau plastic pentru talpa cizmei noastre. Înainte de a ne apuca de treabă, vreau să vă spun doar două lucruri, sper să nu mă lungesc deloc. Unul dintre ele este faptul că am făcut pauza asta lungă în a filma, deoarece m-am simțit foarte obosită, fără energie și puțin supărată. Supărată deoarece, și acesta este și al doilea motiv pentru care am luat pauza asta mai lungă, deoarece sunt atât de multe femei nemulțumite din cauza faptului că eu vă trimit de la un video la celălalt pentru a nu face videourile atât de lungi. Eu cred că am încercat să vă dau fiecare secret din ceea ce fac eu și am încercat să vă învăț tot ceea ce știu eu. Dacă nu am reușit, nu e vina mea. Dragile mele, eu sper să îmi înțelegeți absența asta de aproape o lună sau chiar o lună, nici nu știu exact când am postat ultima oară, dar am venit cu un nou proiect la voi și pentru a lucra motanelul nostru trebuie să-i faceți corpul de la balerin, să-l faceți în totalitate, doar că pe acesta îl faceți cu negru, capul îl faceți de la prințul Mihail, iar restul accesoriilor o să le lucrăm împreună în video acesta. Vă mulțumesc de înțelegere și zic că este timpul să ne apucăm de treabă. Bun, dragile mele, și după cum v-am spus și în prezentare, pentru proiectul nostru trebuie să facem corpul de la balerin în totalitate cu negru, iar capul, bineînțeles, că îl facem pe cel de la prințul Mihail. Ne dăm deoparte puțin corpul. Și acum o să continuăm să-i facem accesoriile și prima oară o să începem să-i facem coada motanului nostru. Și facem cercul magic și în interiorul cercului magic facem 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, închidem cercul magic, ne luăm un marcator de rânduri și dacă am terminat cu 7 piciorușe scurte, de la rândul 2 și până la rândul 45, inclusiv rândul 45, le facem cu 7 piciorușe scurte. Și așa ne formăm coada motanului nostru. Și am făcut pe primul, îl fac și pe al doilea, îl fac și pe al treilea și tot așa până terminăm și rândul 2. Faceți până la rândul 45, inclusiv rândul 45, după care ne întâlnim să facem mai departe împreună. Dacă am terminat și rândul 45, acum ne luăm o sârmă plușată, o îndoim în două și o împingem până jos. Na? Bun, după care na? Ne trebuie să ne rămână partea asta de aici, trebuie să ne rămână goală și atunci eu scot un pic din coada afară și de aici o tai și acum încerc să împing înapoi în interiorul cozii până în capăt ca să-mi rămână partea asta goală. Vedeți? Partea asta de aici îmi este goală. Doar până aici am băgată sârma plușată.
După ce o să o coasem, o să o îndoim puțin așa, ca să se vadă ca o codiță. Momentan o lăsăm deoparte și acum trebuie să-i facem urechile motanului, cele cu negru. Pentru că acestea sunt făcute. Dacă ați terminat capul, înseamnă că aveți și urechile celelalte gata. Și o să începem să-i facem urechile acestea. Și asta o dăm deoparte. Ne luăm croșeta și facem în felul următor. Facem cercul magic și în interiorul cercului magic facem 5 piciorușe scurte. Și vine 1, 2, 3, 4, îl facem și pe al cincelea, închidem cercul magic, ne luăm marcatorul de rânduri și rândul 2 îl facem tot cu 5 piciorușe scurte. Și vine 1, îl facem și pe al doilea și tot așa până terminăm 5 piciorușe scurte. Acum, dacă rândul 2 este gata, acum la rândul 3 facem în felul următor. În primul ochi facem un picioruș scurt. În ochiul 2 facem o înmulțire, adică două piciorușe în același loc și vine 1 și îl facem și pe al doilea. Și în ochiul 3 facem din nou un picioruș scurt. Și în ochiul 4, bineînțeles, facem o înmulțire. Și în ultimul ochi rămas, facem un picioruș scurt. Iar la final trebuie să avem 7 piciorușe scurte. Bun, acum facem rândul 4. Și facem 2 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1. Și îl facem și pe al doilea. După care facem o înmulțire. Și așa facem tot rândul. Două piciorușe scurte, o înmulțire. Iar la final trebuie să vă rămâne să faceți un picioruș scurt. Când terminăm rândul 4, trebuie să avem 9 piciorușe scurte. Acum, la rândul 5 facem din nou 2 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, după care facem o înmulțire. Și așa facem tot rândul, 2 piciorușe scurte, o înmulțire, iar la finalul rândului trebuie să avem 12 piciorușe scurte. Acum la rândul 6 facem în felul următor, facem 3 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, după care facem o înmulțire. Și așa facem tot rândul, 3 piciorușe scurte, o înmulțire, iar la finalul rândului trebuie să avem 15 piciorușe scurte. Acum, la rândul 7 facem în felul următor. Facem 4 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 2, îl facem și pe al treilea și îl facem și pe al patrulea, după care facem o înmulțire. Și așa facem tot rândul, 4 piciorușe scurte, o înmulțire, iar la finalul rândului trebuie să avem 18 piciorușe scurte. Dacă rândul 7 îl terminăm cu 18 piciorușe scurte, rândul 8 și 9 le facem cu 18 piciorușe scurte. Ne întâlnim la rândul 10 să facem mai departe împreună. Acum, la rândul 10 facem în felul următor, facem 4 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, 4, după care facem o scădere. Și așa facem tot rândul, 4 piciorușe, o scădere, iar la finalul rândului trebuie să avem 15 piciorușe scurte. Când terminăm rândul 10, ne tăiem și ne lăsăm o bucată de ață cu care trebuie să coasem urechile la final. Bun, dragile mele, și dacă am terminat amândouă urechile motanului, le lăsăm puțin deoparte. Chiar să le scoatem puțin din cadru, să vadă mai frumos cadrul nostru, nu? Acum trebuie să continuăm să facem
cizmele motanului nostru. Deoarece pe negru nu o să înțelegeți mai nimic, eu o să las așa deoparte și o să-mi iau o ață oarecare. Eu, spre exemplu, acum am un mov și le lucrez pe mov, dar voi le faceți pe negru. Da? Și prima și prima oară faceți 13 ochiuri de lanț. După ce ați terminat cele 13 ochiuri de lanț, acum începem din ochiul 2 și facem o înmulțire, adică două piciorușe în același loc, după care continuăm și facem 10 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, îl facem și pe al doilea, îl facem și pe al treilea și tot așa până terminăm 10 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 10 piciorușe scurte, acum în ultimul ochi facem 4 piciorușe împreună, da? Adică pe toate 4 le facem în același loc. Și l-am făcut pe primul, îl fac și pe al doilea, îl fac și pe al treilea, opala, și îl fac și pe al patrulea. După care continui rândul cu încă 10 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui. L-am făcut pe primul, îl fac pe al doilea, îl fac și pe al treilea și tot așa până termin 10 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 10 piciorușe scurte, acum în ultimul ochi rămas, facem o înmulțire. După care, în primul ochi de aici, ne prindem cu un pas alunecat. Opa. Și facem un ochi de lanț. Rândul 1 trebuie să-l avem gata cu 28 de piciorușe scurte. Acum, la rândul 2, facem în felul următor. Facem două înmulțiri, una după cealaltă. În primul ochi o facem pe prima înmulțire și în ochiul 2 o facem pe a doua înmulțire. După care continuăm rândul cu 10 piciorușe scurte și vine 1, 2, 3 și tot așa până terminăm 10 piciorușe scurte. După ce am terminat de făcut cele 10 piciorușe scurte, acum continuăm cu 4 înmulțiri, una după cealaltă. Și facem pe prima, în ochiul următor o facem pe a doua, în ochiul următor o facem pe a treia și în ochiul următor o facem pe a patra înmulțire. După care continuăm rândul cu încă 10 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3 și tot așa până terminăm 10 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 10 piciorușe scurte, încheiem rândul cu încă 2 înmulțiri, fiecare în ochiul lui. Am făcut-o pe prima și o fac și pe a doua înmulțire, după care închei rândul cu un pas alunecat, ochi de lanț. La finalul rândului 2 trebuie să avem 36 de piciorușe scurte. Acum, la rândul 3 facem în felul următor. Facem un piciorul scurt, în următorul ochi facem o înmulțire. Și repetăm din nou, un piciorul scurt, în următorul ochi facem o înmulțire. După care continuăm cu 7 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3 și tot așa până terminăm 7 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 7 piciorușe scurte, continuăm rândul cu 3 piciorușe înalte de jumătate. Adică luăm jeteu și scoatem prin toate 3. 1, îl facem și pe al doilea,
și îl facem și pe al treilea. După care continuăm rândul cu un picioruș înalt de jumătate, după care facem o înmulțire de piciorușe înalte de jumătate. Și continuăm să facem treaba asta încă de 3 ori, adică în ochiul următor facem un picioruș înalt de jumătate, în ochiul următor facem o înmulțire de piciorușe înalte de jumătate. Am făcut de 2 ori, mai trebuie să facem încă de 2 ori. Acum continuăm rândul cu încă 3 piciorușe înalte de jumătate fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, după care continuăm rândul cu 7 piciorușe scurte și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, după care încheiem rândul cu un picioruș scurt, în ochiul următor o înmulțire. După care facem din nou un picioruș scurt, în următorul ochi facem o înmulțire. După care, în primul ochi de aici, ne prindem cu un pas alunecat, ochi de lanț. Iar la finalul rândului 3, trebuie să avem 44 de piciorușe. Acum, rândul 4 îl facem în felul următor. Prin V-ul ăsta de aici, din spate, facem câte un picioruș scurt în fiecare ochi. Dar lucrăm prin V-ul din spate, da? Și am făcut 1, 2, 3, 4, 5 și tot așa până terminăm 44 de piciorușe prin V-ul din spate. Și dacă ați terminat rândul 4 cu 44 de piciorușe prin V-ul din spate, nu uitați să vă tăiați un carton, un plastic, ce vreți voi să puneți în interiorul păpucului, da? După ce ați terminat, vă măsurați să vă intre aici în interior, da? După ce aveți și cartonul tăiat, puteți să mergeți mai departe și să faceți în felul următor, adică rândul 5, 6, 7 și 8 să le faceți cu 44 de piciorușe scurte, doar că le lucrați normal, nu le mai lucrați numai prin V-ul din spate. Ne întâlnim la rândul 9 să facem mai departe împreună. Bun, și după ce am terminat rândul 8, acum, înainte de a merge mai departe, ne luăm pistolul cu silicon cald, punem pe talpă și fiecare ce ați ales, ori carton, ori plastic, le lipiți pe talpa cizmei noastre. Punem pe birou și apăsăm bine. Ok. Și acum, la rândul 9, trebuie să facem în felul următor. Facem prima și prima oară 16 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui. L-am făcut pe al doilea, pe al treilea și tot așa până terminăm 16 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 16 piciorușe scurte, acum facem 6 scăderi una după cealaltă și o facem pe prima. O facem și pe a doua, o facem și pe a treia, o facem și pe a patra, opa, nu mă aveu din față, încă o dată, o facem și pe a cincea și o facem și pe a șasea. După ce am terminat cele 6 scăderi, continuăm rândul cu încă 16 piciorușe scurte. La finalul rândului 9 trebuie să avem 38 de piciorușe scurte. Acum, la rândul 10, facem din nou 16 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui. 2, 3, 4, 5 și tot așa până terminăm 16 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 16 piciorușe scurte, acum continuăm rândul cu 3 scăderi una după cealaltă și o facem pe prima,
O facem și pe a doua. Opa, că am scăpat și trebuie să o iau de la capăt. Se mai întâmplă, nu-i așa? Deci o facem pe a doua și o facem și pe a treia. Haide, măi! Bun, după care continuăm rândul cu încă 16 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui. Facem al doilea, pe al treilea și tot așa până terminăm 16 piciorușe scurte. La finalul rândului 10 trebuie să avem 35 de piciorușe scurte. Acum, la rândul 11, facem 15 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, 4, 5 și tot așa până terminăm 15 piciorușe scurte. Și dacă am terminat cele 15 piciorușe scurte, continuăm rândul cu 3 scăderi, una după cealaltă și o facem pe prima. O facem și pe a doua și o facem și pe a treia. După care continuăm rândul cu încă 14 piciorușe scurte. La finalul rândului 11 trebuie să avem 32 de piciorușe scurte. Bun, dragile mele, și acum voi de la rândul 12 trebuie să lucrați direct pe piciorul motanului nostru. Eu, fiindcă o fac extra, nu o să lucrez pe piciorul motanului, o să lucrez normal, dar voi de acum, de la rândul ăsta, puneți cizma pe picior. Bun. Și continuăm cu 10 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, 4, 5 și tot așa până terminăm 10 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 10 piciorușe scurte, acum facem 4 scăderi de 3 ochiuri, da? Și facem în felul următor. Luăm primul V de la primul ochi, luăm pe al doilea V de la al doilea ochi și luăm și pe al treilea V de la al treilea ochi și facem prima scădere. Și continuăm așa cu încă 3 și vine a doua scădere cu 3 ochiuri. Opa, trebuie să aveți grijă să le luați pe toate, da? Facem pe a treia scădere cu 3 ochiuri. Bun. Și o facem și pe a patra. Bun. După care continuăm rândul cu încă 10 piciorușe scurte. La finalul rândului 12 trebuie să avem 24 de piciorușe scurte. De asta v-am zis că trebuie să lucrați direct pe piciorul motanului nostru. Acum, la rândul 13 facem 9 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3 și tot așa până terminăm 9 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 9 piciorușe scurte, facem din nou 2 scăderi a câte 3 ochiuri și vine prima scădere și o facem și pe a doua. Bun. După care continuăm rândul cu încă 9 piciorușe scurte. 1, 2 și tot așa până terminăm 9 piciorușe scurte. La finalul rândului 13 trebuie să avem 20 de piciorușe scurte. Acum, la rândul 14 facem 8 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui și facem 1, 2, 3 și tot așa până terminăm 8 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 8 piciorușe scurte, acum continuăm rândul cu 2 scăderi normale, adică luăm primul V și al doilea V de la ochiuri, da? Nu mai facem cu 3 V-uri, da? Facem doar cu 2. Și facem următoarea scădere. După care continuăm rândul cu încă 8 piciorușe scurte.
curte. La finalul rândului 14 trebuie să avem 18 piciorușe scurte. Acum, la rândul 15, facem în felul următor. Pentru piciorul drept, facem în felul următor. Facem 12 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui, după care facem 5 piciorușe doar prin V-ul din spate, na? Deci lăsați V-ul din față liber și lucrați prin V-ul din spate și facem 5 piciorușe scurte. Vine 1, 2, 3, mai puțin, că am scăpat un fir, și vine 3, 4 și îl facem și pe al cincelea, după care facem un picioruș scurt și închidem rândul. Da? Este tot rând cu 18 piciorușe scurte, doar că am făcut aici 5 piciorușe prin V-ul din spate. Acum, continuați și lucrați normal, da? Rândul 16, 17, 18, 19 și 20 cu 18 piciorușe scurte. După ce terminați rândul 20, vă tăiați ața și vă ascundeți în spatele lucrului. După care revenim să facem mai departe pe porțiunea aceasta de aici. Terminați până la rândul 20, după care revin să facem mai departe împreună. Pentru piciorul stâng, începeți cu un picioruș scurt, 5 piciorușe prin V-ul din spate și 12 piciorușe normale. Deci la dreptul ați început cu 12 piciorușe scurte și la stângul începem cu un picioruș scurt și 5 piciorușe prin V-ul din spate. Faceți așa, după care revenim să facem mai departe partea aceasta de aici unde am lăsat V-ul din față liber. Bun, dragile mele, și dacă am terminat rândul 20 și ne-am ascuns firul aici în spatele lucrului, acum trebuie să lucrăm pe partea aceasta de V lăsat. Introducem croșeta, ne luăm ața și facem prima și prima oară, facem un ochi de lanț și exact în același loc facem primul picioruș scurt. În V-ul următor îl facem pe al doilea, îl facem și pe al treilea, îl facem și pe al patrulea, așa, și îl facem și pe al cincelea. După care ne prindem aici în capăt cu un pas alunecat, da? Aici unde am tot încheiat fiecare rând, da? Ne prindem și facem un pas alunecat, ochi de lanț, ne întoarcem lucru și în primul aici, în primul picioruș, la rândul 2 facem o înmulțire, adică două piciorușe în același loc. După care continuăm rândul cu 4 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3 și îl facem și pe al patrulea, opala. După care continuăm cu o înmulțire aici în ultimul ochi. Da? Facem o înmulțire. Și aici ne uităm exact unde ni se înalță rândul și fix acolo ne prindem cu un pas alunecat, ochi de lanț și bineînțeles întoarcem lucru. Acum, la rândul 3, facem din nou în primul ochi aici, facem o înmulțire, da? Și vine un picioruș, îl facem și pe al doilea, după care continuăm rândul cu 6 piciorușe scurte. Și vine 1, 2, 3, 4, 5 și îl facem și pe al șaselea și aici unde avem ochiul acesta de lanț facem o înmulțire. Opa,
Facem o înmulțire. Cu atenție introducem croșeta și facem un picioruș și îl facem și pe al doilea în același loc. Ne urcăm și mergem cu un picior mai încolo de unde am încheiat rândul și ne prindem cu un pas alunecat, ochi de lanț. Întoarcem lucru și acum începem cu o înmulțire, adică două piciorușe în același loc, după care continuăm rândul cu 8 piciorușe scurte și vine 1, 2, 3 și tot așa până terminăm 8 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 8 piciorușe scurte, în ultimul ochi rămas facem din nou o înmulțire. Și ne prindem cu asta aici deasupra, vedeți? Cu un pas alunecat, ochi de lanț, întoarcem lucru și acum la rândul 5 trebuie să avem 12 piciorușe scurte. Adică facem în fiecare ochi câte un picioruș scurt. L-am făcut pe primul, îl fac pe al doilea, îl fac pe al treilea și tot așa până terminăm 12 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 12 piciorușe scurte, aici fix sus de tot, da? În dunga asta ne prindem cu un pas alunecat, ochi de lanț, ne tăiem ața și ne ascundem în spatele lucrului. După cum observați, eu aici înăuntru mi-am băgat puțină umplutură pentru a-mi sta cizma cât mai bine să pot să lucrez, da? Și așa trebuie să vă arate cizma, vă arăt și pe negru. Da? Vedeți, pe negru nu se vede atât de clar despărțitura asta și atunci vă filmam degeaba. Așa aici pot să vă arăt foarte bine. Vă ascundeți ața, după care revin la voi să facem mai departe împreună. Acum, pentru a face ochelarii, ne luăm două cercuri din acestea. V-am explicat și la buburuza, da? Din astea de chei am eu și pe primul faceți 44 de piciorușe scurte, vă prindeți în primul ochi cu un pas alunecat, ochi de lanț, vă luați celălalt cerc și faceți și pe el 44 de piciorușe scurte. După ce terminăm cele 44 de piciorușe scurte, pe amândouă inelele ne întâlnim să facem mai departe împreună. După ce am terminat de făcut cele 44 de piciorușe pe ambele cercuri, da, vedeți? Acum, aici unde avem ochiul acesta de lanț, facem aici un pas alunecat și imediat facem un ochi de lanț pentru a ne înălța puțin cu rândul și facem asta pentru a avea puțin mai mult spațiu aici. Rândul 2 îl începem cu 15 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și facem 1, 2, 3, 4 și îl facem și pe al cincelea și continuăm așa până terminăm 15 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 15 piciorușe scurte, acum continuăm cu 3 piciorușe înalte de jumătate, fiecare în ochiul lui și vine 1, îl facem pe al doilea și îl facem și pe al treilea, după care continuăm cu 2 piciorușe înalte, fiecare în ochiul lui și vine 1, îl facem și pe al doilea, după care continuăm cu un picioruș înalt dublu, adică luăm două jeteuri pe croșetă, da? După care continuăm cu două piciorușe înalte, fiecare în ochiul lui, îl facem și pe al doilea. După care continuăm cu 3 piciorușe înalte de jumătate și vine 1,
2 și îl facem și pe al treilea. După care continuăm rândul cu încă 18 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui. Și îl facem pe primul, îl facem pe al doilea, îl facem și pe al treilea și tot așa până terminăm 18 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 18 piciorușe scurte, acum mergem la cercul al doilea și facem 18 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui. L-am făcut pe primul, îl fac și pe al doilea și tot așa până termin 18 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 18 piciorușe scurte, facem din nou 3 piciorușe înalte de jumătate, fiecare în ochiul lui și vine 1, îl facem pe al doilea, opala, că am scăpat, ioi, îl facem pe al doilea și îl facem pe al treilea, după care continuăm cu 2 piciorușe înalte și vine 1, îl facem și pe al doilea în următorul ochi, după care facem un picioruș înalt dublu, adică cu 2 jeteuri pe croșetă. Continuăm cu 2 piciorușe înalte, îl facem și pe al doilea, după care continuăm cu 3 piciorușe înalte de jumătate și vine 1, 9, numai puțin că nu știu ce tot fac astăzi, scap firele. Mai rău ca o începătoare. Sunt zile și zile, nu-i așa? Am făcut pe primul, îl facem pe al doilea și îl facem și pe al treilea. Este foarte greu pe negru să lucrez din cauza că am ochelari, dar ne descurcăm. După care continuăm rândul cu încă 15 piciorușe scurte. După ce îl terminăm pe al 15-lea, ne tăiem mața și ne-o ascundem în lucru. După care revin la voi să facem mai departe împreună. Bun, dragilor, și acum ne punem o ață așa puțin mai lungă în două. Ne luăm ochelarii și în spatele piciorușului cel mai înalt introducem croșeta, da? Și ne prindem cu ața, tragem pinochiul ăsta afară și prindem amândouă firele și facem 50 de ochiuri de lanț. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și tot așa până terminați 50 de ochiuri de lanț. După ce terminăm ochiurile de lanț, revin la voi să facem mai departe împreună. După ce am terminat cu ochiurile de lanț, asta înseamnă că am terminat și ochelarii noștri. Îi lăsăm puțin deoparte și acum ne luăm căpșorul. După cum observați, eu deja am cusut prima ureche neagră și acum nu ne rămâne decât să o facem pe a doua împreună. După cum observați, eu am pus urechile aici în dreptul ochilor, dar puțin în afară, nu fix pe ochi, da? Puțin în afara ochiului și singurul lucru pe care l-avem de făcut, vedeți, eu mi le-am prins așa cu semne, scot semnul ăsta deoparte și introduc acul aici și până în cap, da? Până în cap, după care ies în partea asta lantă, da? Deci prin cap ies afară. Îmi trag de ac. Mă uit când trag de ața asta neagră să nu prind fire galbene, trag până în capăt, îmi scot de aici, bineînțeles, semnul ăsta și îmi prind urechea. Mă uit să fie în aceeași direcție cu cealaltă, da? Vedeți? Să fie amândouă în aceeași direcție, după care îmi scot aici, uite, vedeți, aici am prins un fir galben, gata. Îmi scot din nou în partea asta lantă a urechii,
acum, vedeți? O să-mi iau cleștele meu, că mă dor degetele. Mi-am lăsat puțin unghiile cam lungi de Paști și n-am avut încă timp să le scurtez, dar o să urmeze. Și am venit aici și acum am prind urechea pe lateral asta, după care mă duc și o prind și pe laterala cealaltă. Am introdus aici acu, vedeți? Scot un pic mai aici, au. Bun. Haide, acule, ieși. Mă uit să nu prind prea multe fire blonde. Trag bine și prind aici urechea. După care ies în spatele lucrului cu acu. Nu trebuie să prindem în așa multe puncte, pentru că nu ne apucăm acum să tragem motanul de urechi, nu? Fac și aici în spate o cusătură, mai fac încă una aici și după aia este gata. După ce terminăm de prins urechea, revin la voi să facem mai departe. După cum observați, i-am pus și ochelarii motănelului nostru, i-am legat aici în spate, am scos câteva șuvițe de păr peste și îl lăsăm momentan aici așa deoparte. Ne luăm corpul motanului nostru, ne luăm coada și băgăm ața într-un ac, ne întoarcem motanul pe spate. Știți ce mă necăjește cel mai tare la negru ăsta? Că se vede fiecare scamă. Uite, vedeți, de la păr, uite, se pun scame. Dar nu-i problemă, că după ce îl termin, eu am să-l curăț cu din aceea ce curățăm și hainele. Și acum o lăsăm așa dreaptă până o coasem. Ne fixăm aici la mijloc. Sper să vedeți. Și mă prind așa. Îmi iau un ochi din corp, vedeți? Îmi trag de coadă și introduc acu în următorul ochi de la coadă. Prind și trag bine, după care mă duc în ochiul următor de la corp. Îmi trag bine de fir și mă duc în ochiul următor de la coadă. După care, la al treilea, introduc acu aici și mă duc cu un ochi mai jos, da? Deci dacă noi ne-am dus pe rând așa, acum introduc cu un ochi mai în jos, vedeți? Așa. Și iau ochiul următor de la coadă. Trag bine de fir. Acum mă duc pe drept cu ochiul și introduc în ochiul următor de la coadă. Mă duc din nou drept cu ochiul. Încă unul. Îl iau pe următorul de la coadă. Am ajuns aici și acum pur și simplu urc cu ochiul ăsta de aici unde am început, au, și luăm ultimul ochi de la coadă. Strângem bine și mai mergem o dată de jur împrejur ca să aibă coada stabilitate, da? Ok, strâng bine, mă duc la următorul, ies tot aici jos, haide, te rog, ieși unde vreau eu. Ok, trebuie să-mi iau cleștele, că mă dor deja degetele tot mai tare, se vede că am făcut pauza asta lungă. Bun, luăm ochiul următor și prindem și în corp și în coadă, odată, ieșim afară,
Și mai avem o singură dată aici și scoatem acu undeva aici într-o laterală. Așa. Să vedem și unde iasă, că nu vrea să-mi iasă, uite aici. Ok, vedeți, îmi iasă aici și trag bine de fir. Trag bine, ne tăiem ața. Și acum nu ne rămâne decât să ne îndoim coada. Să o facem așa puțin pe rotund. Bun. Și până aici așa arată motănelul nostru. Nu mai avem de făcut decât să îi prindem capul de corp. Luăm capul, îl prindem aici și cu acu ne coasem partea asta. După ce termin de cusut, revin la voi. Acum cu ață neagră facem 15 ochiuri de lanț și din ochiul 2 facem câte un piciorul scurt în fiecare ochi, adică trebuie să avem la final 14 piciorușe scurte. Pe al doilea, pe al treilea și tot așa până terminăm 14 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 14 piciorușe scurte, facem un ochi de lanț, întoarcem lucru și mai facem încă două rânduri cu 14 piciorușe scurte. După ce terminăm cele două rânduri, revin la voi să facem mai departe împreună. După ce am terminat ultimul rând, ne tăiem o bucată de ață, nu foarte lungă, nu foarte scurtă, că nu o să avem nevoie de multă. Și acum partea asta de aici, de la ochiurile de lanț, ața asta ce ne-a rămas, o ascundem aici în lucru. Așa, tragem de fir. Acum îl tăiem, asta ce ne rămâne. Ne băgăm ața asta lantă în ac. Bun, haide, intră. Așa. După care ne luăm motănelul și ne coasem ața asta aici, așa. Prindem aici în primul ochi de la capătul ăsta. Așa, stai să o strângem odată. Bun, îl prindem pe al doilea. Și ca să nu ni se miște, prindem și aici, da? Prindem și de aici, bine? Ca să ne rămână aici în față. Așa, opa, scuze! V-am lovit, îmi cer scuze. Și prindem și aici, mai prindem o dată și din gât, da? De așa. Stai să-mi iau eu cleștele, să nu ne mai chinuim, nu? Zic că e mai ușor. Bun, și acum prindem ultimile ochiuri. Ne întoarcem lucru așa și asta ne, vedeți, ne rămâne aici pe mijloc și luăm un clopoțel de genul. Al meu și sună puțin. Și aduc ața undeva la mijloc, pe aici. Așa. Bun. Și opa. A fugit clopoțelul. Și îl prindem aici pe gulerașul ăsta mic pe care l-am făcut noi, da? Mai băgăm acu pe aici, scoatem, băgăm pinta asta de la clopoțel, scoatem, tragem de ață să se fixeze aici, mai dăm încă o dată prin gulerăș, pinta asta de la clopoțel, strângem bine și mai dăm încă o dată prin gulerăș, prin asta de la clopoțel și acum dăm doar prin gulerăș
O dată. Scoatem aici mai în spate. Încă un pic. Mai băgăm o dată pe aici pingulera și scoatem în spate de tot. Și ne tăiem ața. Bun. Acum le așezăm părul. Frumos. Și așa arată motănelul nostru. Bun, dragele mele, și până aici video de astăzi. Nu-mi rămâne decât să vă urez spor la treabă, să vă mulțumesc dacă ați rămas până la finalul videoului, să vă mulțumesc dacă ați rămas aici pe canal, cu toate că am avut o pauză destul de lungă. Vă dau întâlnire într-un video următor, unde o să lucrăm un nou proiect minunat. Dar nu uitați, de astăzi o să postăm o dată la 2 sau maxim 3 săptămâni. O să avem mici pauze, deoarece nu mai am atât de mult timp pentru filmat. Vă mulțumesc că mă înțelegeți și vă aștept la următorul proiect. Pa, pa!